Un echipaj de jandarmerie a observat în parcarea situată în spatele complexului comercial Bazar Suceava un bărbat ce aranja mai multe bunuri într-un chioșc metalic amplasat în afara zonei comerciale. Jandarmii au procedat la legitimarea acestuia. În chioșcul metalic, jandarmii au descoperit produse de proveniență extracomunitară. În interiorul chioșcului metalic, jandarmii au găsit 220 de sticle de alcool cu capacitatea de un litru fiecare, ce nu erau prevăzute cu banderole de marcaj, precum și cantitatea de 12 sticle de băuturi alcoolice de proveniență ucraineană în diverse mărci și 350 de pachete de țigări ce aveau aplicate timbre fiscale emise de autoritățile din Ucraina și Republica Moldova. Bărbatul a declarat că nu deține documente de proveniență și că produsele au fost achiziționate în ultimele zile de la cetățeni ucraineni. Persoana și bunurile în cauză au fost predate serviciului Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.